Parlamentul se gândește să introducă așa zisul contract zero. Mai exact, angajatorul nu este obligat să garanteze un număr minim de ore, iar angajatul va fi plătit atât cât muncește. Parlamentarii spun că un astfel de contract ar putea aduce beneficii angajatului. Zbat chiar acum acest subiect alături de antreprenorul Ioan Picu. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Spuneți-mi, care credeți că sunt beneficiile cu care ar putea veni noua inițiativă a Parlamentului? Postul de vedere cel al angajatorului din industria Horeca și din industria turismului. Din start, weekendurile sunt foarte aglomerate când activitatea este mult mai intensă și în așa mod putem angaja în mod legal zilier, cum s-ar zice mai pe scurt. Și în avantajul nostru că putem aduce serviciile la o calitate foarte ok, suplimentând numărul de angajați. De asemenea, putem renunța la ei când nu este activitate. Aici este avantajul nostru foarte mare. Dar cum credeți că vor reacționa angajații? Nu ne referim acum la perioada sezonieră. Ne referim în general. Cum credeți că vor reacționa angajații? Credeți că își vor reduce din numărul de ore în mare parte lucrate pe lună? Aici fiecare va face un consideră de cuvință că cât poate să trăiască, cu ce bani de revin, fiecare va face calculul să iasă ei mai bine. Încă o dată spun, trebuie să vedem și normele de aplicare. Sunt foarte importante, pentru că noi, de exemplu, în activitatea intensă, avem nevoie de ei mai mult de 12 ore pe zi. Avem voie să-i ținem mai mult de 12 ore pe zi sau nu avem voie? Avem voie mai mult de 40 de ore pe săptămână? Deci sunt foarte importante normele de aplicare care vor ieși, mai mult de ca să știm exact cum ne adaptăm și cum ne poziționăm. Angajatul la fel, el trebuie să vadă cum se va aplica această lege. Că lasă loc acum doar când o auzim că se va lansa, fără norme putem discuta multe, adică lasă loc și de interpretări și munca la negru. Poți să faci să se întâmple și mai la negru, adică normele trebuie văzute în primul rând, de acolo pleacă totul. Vă mulțumesc tare mult pentru informații. Zi bună, la revedere!